Am ajuns în domeniul dat datorită plăcerea de a cunoaște și de a fi în pas cu toată situația economică care se află la nivel internațional. Pe lângă faptul ăsta îmi oferă posibilitatea ca într-adevăr să cunosc de posibilitățile care într-adevăr ne le oferă acest domeniu și de a deveni o de persoană mult mai independentă și mult mai independentă financiară. Trei lucruri care îmi place foarte mult de ce am devenit consultant financiar în cadrul companiei Double Case. În primul și în primul rând este dragostea față de acest domeniu care mă face să împărtășesc experiența mea și toate cunoștințele cu alte persoane. Pe lângă faptul ăsta, ambiția de a putea arăta pe persoanelor din diferite categorii, de a putea deveni mult mai independent și de a putea, iarăși să spunem așa, să fie persoane sigure pe ele, pentru că pe lângă faptul ăsta că noi cunoaștem domeniul tranzacționării, noi putem deveni și din punct de vedere emoțional mult mai puternici și mult mai siguri pe noi. Asta este un plus foarte mare pentru noi. Din punctul meu de vedere, cred că domeniul dat este axat mai mult, sau n-aș putea spune că sunt doar pentru oarecare categorie de persoane, dar este pentru toate categoriile de persoane, începând de la o vârstă fragedă sau până la o vârstă înaintată. Principalul, eu cred că în domeniul dat, este de a putea sau de a exista dorința de o dezvoltare și de a putea ca noi să dorim faptul să depășim careva limite sau să ne arătăm însuși nouă că da, noi suntem capabili într-adevăr de a obține careva cunoștințe noi, de a deveni cineva, de ce nu. Ce aș putea recomanda traderilor sau de ce Double Case? Aș putea spune Double Case deoarece, din simplu motiv, că suntem o familie, suntem numărul 1 în Republica Moldova, suntem o companie transparentă și o companie care nu avem ce ascunde nimic și tot timpul tindem ca a arăta lumii că, într-adevăr, noi suntem pe prim plan și echipa noastră este o echipă destul de puternică care, într-adevăr, luptă pentru a demonstra întregii lumi sau întregii țări că, într-adevăr, noi suntem pe primul loc.